S-au scurs mai bine de două decenii de la înființarea Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius Constanța. La sediul instituției, conducerea a marcat împlinirea unui sfert de secol printr-o gală festivă, în cadrul căreia profesorul universitar dr. Alexandru Teodor Ispas a primit titlul de doctor honoris causa. Gândurile bune din partea spitalului, poate că eforturile au fost cele mai fericite vis-a-vis de activitatea clinică, dar cred că pe viitor am putea să găsim soluții mult mai bune, în special pentru zona de spații de învățământ și poate ca și poziție a cadrului universitar în Spitalul Clinic Județean Constanța. Pe departe este cea mai mare unitate de învățământ a facultății. Manifestările dedicate aniversării cuprind două congrese, Zilele Medicale Dobrogene, organizat de Facultatea de Medicină, și Practici Actuale în Medicina Stomatologică, organizat de Facultatea de Medicină Dentară. Ca student nu pot să mă simt altfel decât privilegiat că fac parte din Facultatea de Medicină a Universității Ovidius. 25 de ani de învățământ medical la Constanța înseamnă foarte mult din punct de vedere al evoluției cadrelor universitare. La fel, pe lângă dumnealor și noi ne dezvoltăm și încercăm să evoluăm și să preluăm această carieră nobilă. Facultatea de Medicină din Constanța este prima din România care a adoptat sistemul creditelor transferabile, facilitând astfel mobilitatea dintr-un centru universitar în altul.